v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune dincolo de bariere. Astăzi, alături de noi, se află Maria Popa. Maria Popa a fost profesoară de biologie timp de 33 de ani, iar transformarea spirituală care a avut loc în viața ei a determinat-o să schimbe felul său de predare și a influențat-o să scrie câteva cărți de biologie. Bine v-am găsit, soră Maria, ne bucurăm că sunteți alături de noi și aș vrea pentru început să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră și cum l-ați cunoscut pe Domnul. Cu mulți ani în urmă, cu 50 de ani în urmă, mi-am mi început cariera de dascăl în satul în care sunt din nou în ultima vreme de 5 ani, ne-am mutat din nou în acel sat unde mi-am început cariera și am lucrat la școală generală, o parte din activitatea didactică și o parte la liceu. Cred că pasiunea asta de dascăl s-a putut vedea în preocupările mele de copil, când chiar în jocurile mele disciplinam copii, animale, mă jucam a venit vremea când duceam catalogul sub braț, și chiar după la terminarea carierei, mă uitam la mine. Așa că duc catalogul sub braț. Mi era drag catalogul. Și copiii mei au fost dragi. Cum l-ați cunoscut pe Domnul? Lucrul acesta s-a întâmplat mai târziu, când în familia noastră copiii. S-au întors, erau studenți, erau o pereche, deci eu am doi copii, dar între timp ei s-au căsătorit și o pereche era la Timișoara și o pereche la Cluj, erau studenți. Băiatul terminase, totuși, ei s-au întors și au avut un impact puternic asupra familiei noastre. Soțul era profesor de fizică, eu de biologie, el era mai uh, concret, mai direct, mai greu de influențat. Eu nu, eu eram uh, atentă la modul lor de viață nou, pentru că ei se întorsese și îl cunoscuseră pe Domnul fiecare în orașul lui deci o pereche în Cluj, o pereche în Timișoara și eu văzând viața lor schimbată, am zis ceva s-a întâmplat, nu realizam suficient adâncimea schimbării, doar că s-au schimbat. Ei mi-aduceau cărți. Eu am fost omul cărților dintotdeauna, citeam orice îmi cădea în mână și acum ei mi-aduceau alte cărți. Și eu eram chiar marcată de profunzime, de, eram uh, marcată de schimbarea vieții lor. Am zis, ce, ce se întâmplă, chiar e adevărat, am început să merg la biserică, și eu, fica mea, mi-a spus, mama, nu mai o singură dată să vii. Nu mai o singură dată eu nu voi insista să mai mergi niciodată. Dacă Domnul îți deschide mintea și dorești tu și dacă Domnul va lucra în viața ta, vei continua. Într-adevăr, o singură dată m-a adus, dar după aceea am fost foarte cercetată, cel puțin la predica fratelui Zon, Iosif Țon, mi s-a făcut puțin rău. Deci era lume multă în în biserică și eram sprijinită de un perete și probabil că s-a schimbat fața mea că oamenii din bancă m-au chemat să mă așez. Eram zguduită de mesaj și n-a mai trebuit să zic că fica mea și nimeni să mă mai duc eu la biserică că m-am dus singură. Și așa vertiginos a pornit în mine așa o, o dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu și m-a fascinat pur și simplu intrarea asta într-o nouă viață, mai ales că aveam mărturii în viața mea. Ce avea nou această viață de va impactat atât de tare? În primul rând, pacea. Deci eu vedeam o pace în, la copii, în familiile copiilor mei și eu aveam pace și bucurie. O bucurie. Deci simțeam că altfel predau lecțiile. Îi vedeam pe copii altfel. Mă văd în fața lor în clipa asta. Le vedeam ochii strălucitori. Până atunci nu vedeam nimic deosebit. Îmi făceam datoria foarte conștiincios și atât dar acum puteam să-i văd să vedeam că se bucură când eu explicam. Țin minte că la școala generală m-au întrebat copiii: "Da, dumneavoastră credeți că există Dumnezeu?" că predați atât de pasionat. Și am zis că da, dar nu eram foarte convinsă. Se întâmplau în mine așa niște răsturnări, niște lucruri mari, dar oricum eram bucuroasă. Asta era cel mai mare lucru, că aveam o bucurie și un entuziasm și o dorință de a lucra și asta m-a mobilizat foarte tare. Cum a fost influențată meseria de dascăl de această transformare? Ce spuneau colegii dumneavoastră care erau profesori? Deci în liceu în care predam și mi s-a întâmplat schimbarea, bine, predau și, predam și la un liceu baptist în paralel, dar eu eram titulară la liceul Orel Lazar din Oradea și am înființat pur și simplu un cerc de educație creștină. Și era o sală mare unde intrau peste 80 de, până peste 100 de copii, de elevi. Veneau și profesori. La început am crezut eu că voi putea eu preda Biblia. Și am invitat elevi de liceu. Țin că au fost 13 elevi la primul meu cerc și m-am bălbăit n-am știut să predau lecția, prima lecție din Biblie. Am crezut eu că tot așa se predă ca și biologia. Și au venit, au intervenit elevii și mi-au vorbit de relația pe verticală, pe orizontală. Nu știam de ce să astea. Și ei au făcut lecția, nu eu. M-am văzut am capitulat, m-am văzut că nu sunt capabilă să țin lecția de Biblie, eu așa am crezut, deci eu am văzut că Biblia e foarte importantă să o cunoască copiii și am crezut că trebuie predată copiilor și că eu voi fi capabilă să o predau ca și biologia, că vezi bine, eram profesoară capabilă când colo nu am fost capabilă, copiii au luat ora, dar după oră, sigur, S-au mai repetat vreo două lecții, am ținut așa, nu, nu, am văzut că nu pot și am chemat ajutoare. Sigur că prima dată am chemat studenți. Copiii au venit cu idei, pe urmă preoți, pe urmă pastori, pe urmă tot felul de personalități și încetul cu încetul acest cerc a crescut, a, a trăit acest cerc șapte ani la acest liceu, între timp m-am pensionat și apoi am schimbat forma de... Deci eu deja eram foarte convinsă, obiectivul meu de bază era să promovez cuvântul pentru mine și pentru alții. Deci am înțeles clar, fără cuvânt nu se poate. Când am găsit, poporul meu moare din ignoranță, am zis, e clar, eu mor din ignoranță. Și trebuie să-l cunosc și citeam și cu elevii, pe urmă m-am înfiripat în uh, scrierea biologiei, în viziune creaționistă, integram cuvântul acolo, deci activitatea cu cercul s-a terminat, e, am ieșit la pensie și am luat apoi uh, calea cu cărțile, cu scrisul cărților între timp ne-am mutat la țară acolo, iarăși altă schimbare, altă formă nouă, să pregătim copiii de la școală, să-i pregătim profesional, dar integram și integrez cuvântul, apoi alte forme scenete cu tematică biblică și serbări, legate de evenimentele religioase, Paște, uh, cinzecime, uh, Rusali și uh, diferite alte ocazii. Deci găsesc ocazii. Iar acum de ultimă oră, după o vară, această vară care a trecut în post și rugăciune, pentru că s-au întâmplat mișcări mari în uh, lucrarea care am făcut-o și nu știam ce trebuie să facem mai departe. Am întrebat pe Domnul, Doamnă, dacă vrei și e lucrarea ta, să vină copiii și au venit. Adică ce facem la aceste activități? Uh, I-am dat un nume nou activității noastre de FIAT, dacă e voia Domnului să fie. G1, G2 și G3. G1 e grupul de duminică, G2 este grupul profesional de pregătire a lecțiilor și G3 suntem liderii. Liderii care încercăm să să ne unim pentru că eu și soțul meu suntem mai în vârstă și noi suntem conștienți că suntem depășiți de evoluția lucrurilor și atunci am chemat ajutoare, și ajutorul de bază îl simt la ora actuală, și mă rog pentru el, este familia. Deci, prin ei ne-am întors, prin copii, și acum copiii și nepoții vin să ne ajute la aceste cercuri. Eu zic că e superb ce se întâmplă, dar e greu. În sensul că trebuie să fim atenți, să nu jignim, să fim buni. Noi mai avem sechele ale trecutului, de dominație, de mai puțină etică, e nevoie de... Deci Dumnezeu ne prelucrează, ne conștientizează în același timp de multe uh, lucruri negative și ne pocăim de ele. Și cerem ajutor. Aș vrea să ne întoarcem un puțin asupra aspectului cărților. Spuneați că ați scris câteva manuale de biologie. Cum au fost primite aceste manuale? Așa, vorbind despre o prezentare în fața unor oameni, auditoriu, sunt bine primite. Sunt plăcute, e impresionant. Țin minte că într-o biserică, când am făcut o prezentare, Iuliu Centea la Biserica Betania din Oradea, a spus, e un eveniment istoric. Aplaudați. Și sigur a fost un eveniment, dar punerea în aplicare, pentru că aceste cărți trebuie aplicate în clase la lecții. Eu visam și visez în continuare, visul meu să e în creștere, aplicarea lui, realizarea lui. Deci se face mai greu să introduci aceste cărți pe lângă cărțile oficiale. Aproape că zic profesorii, dar apoi nu ne mai încărca și cu dar. Eu simt pe câțiva profesori din țară la care am fost și colaborăm că ei și ei, ei parcurg exact ce am parcurs eu. Intrarea asta. În clasă cu două cărți. E grea. E, și atunci am de ultimă oră, tot din partea Domnului, cred că este viziunea și realizarea ca în toate liceele să existe la biblioteca școlilor din cele cinci cărți câte 27 pentru fiecare clasă. Și profesorul de biologie, când Vede el că e momentul potrivit, ia din bibliotecă cărțile, le duce la clasă și le arată copiilor. Pe lângă uh, manualul vostru oficial, uitați-vă, există și un, uh, o carte care respectă programa școlară, doar că interpretează lu lucrurile în viziune creaționistă. Laudă pe Dumnezeu, aduce uh, versete biblice. Evidențiază însușirile lui Dumnezeu, bunătate, dragoste, dreptatea lui Dumnezeu, evidențiază uh, principii de lucru, principiul unității dintre structură și funcție. La noi, la biologie, este fundamental, pentru că orice structură este făcută cu un scop, deci este, uh, cu orice structură îndeplinește o funcție. Și cu o claritate și cu o exactitate de Nu se poate așa. Oricum, dacă fiecare liceu din cele 18 în 18 licee, asigur eu că și aici Dumnezeu m-a ajutat. Să știți, eu am pornit empiric. Nu sfătuiesc pe nimeni să facă ca mine. Dar vreau să spun că dacă vrei ceva, Dumnezeu te ajută. Chiar empiric. Chiar băbește, aș spune Dar te ajută Și iată că la ora actuală Visul meu ca la licee Să există aceste cărți Este realizat în parte Mai am a șaptea, a opta Și apoi va fi toată, toate clasele Vor fi asigurate cu cărți Se mai pot folosi cărțile La orele de dirigenție Se poate face un cerc pe seama lor Deci E un, un spectru pe care tot Domnul le dă idei oamenilor. Vezi, poți să folosești aici, acolo, mai mult. Invit colegii mei profesori să nu se limiteze la aceste cărți, să facă mult mai bine că pot. Asta este o sugerare, un început slab, pe care domnul, eu așa am trăit cu ideea că domnul n-a disprețuit și de aia mi-a dat aripi. Pur și simplu mi-a dat aripi și peste ocean am mers cu ele. Sigur, fără să știe engleza, să pornești patru avioane într-o zi ca să pot să ajung în biserica X, m-a ajutat. Student român lângă mine în avion, Mă ajută. Mă, mă, mă. Deci am simțit, așa, mă, așa am simțit mâna lui Dumnezeu, încât și să vreau, adică ar fi fost urât, nu știu cum să zic, neascultare din partea mea, să nu continu lucrarea. De-aia mă aflu și aici. Eu tot timpul mă gândesc asta e ultima dată când mai zic. Pentru că aștept plecarea mea. Dar când văd că Domnul îmi facilitează lucrurile, nu pot să spun nu. De fac ce fac. Ați putea să ne spuneți și câteva experiențe a unor elevi, a căror viață a fost transformată în urma citirii acestor cărți? Țin minte că tot la Liceul Lazar eram. aveam șase ore pe săptămână de biologie, vă dați seama. Și acolo erau începuturile în care eu integram cuvântul și cu o pasiune deosebită. Din Într-una din clase știu că au continuat teologia. Vreo patru copii, patru elevi. Apoi am un elev care a devenit medic cardiolog la Iași. Îmi conduce și sănătatea inimii mele și este creaționist. Și Dumnezeu l-a binecuvântat cu credință și cu și cu profesionalism de înaltă ținută la Arcadia, în Iași, un elev care a fost problemă în ciclu 2 la un liceu, a venit la liceul la care predam eu și eu l-am sesizat. Așa am văzut copilul ăsta. Dar era foarte mișcăreț, foarte așa... Și am zis, tu nu vrei să mergi la, la Olimpiada de Biologie? Oh! nu a vrut. Și l-am determinat, zic, tu gândești, tu ai gândire de biolog, hai du-te. Era clasa șaptea. Am mers la Olimpiadă, a luat un locul 3, următorul an a luat locul întâi, următorul an a luat uh, locul, premiul special la nivel național. Și după aia a făcut medicina și... Deci sunt câțiva. Acum pot să spun că chiar de ordinul nu sutelor, dar măcar o sută de elevi. Am reușit, zic eu, Domnul a reușit prin mine să-l să vadă pe el, pe Domnul, la lucru în, în organizarea corpului uman. Pentru că mă refer acum la uh, medici. Medicii care, pe care i-am pregătit sunt medici acum ei dar care cred că au rămas cu această percepție divină. Deci vreau să spun că au rămas cu o concepție creaționistă despre lume și viață. Nu îndrăznesc eu să judec pe nimeni cât și cum, dar ei e, au văzut că nu sunt lucrurile întâmplătoare și că au nevoie de creator în, a, în realizarea chiar a meseriei lor. Dacă ar fi să îi încurajați pe profesorii de biologie care, în ziua de astăzi, predau la liceele din țara noastră, ce anume le-ați transmite? O întrebare majoră. Tare mult aș dori să aibă curaj să nu se teamă. Învățământul secular nu promovează să predea ei într-o viziune creaționistă. Chiar dacă nu o, -o să o facă în liceele de stat, chiar dacă nu o să o facă cum o fac eu, foarte direct și plină de pasiune totuși. Să se gândească toți, că în momentele vieților, au nevoie de acest Dumnezeu. Și că la, ei, la El vor apela toți în necazurile vieților. Și să-și amintească că atunci când predau copiilor despre viață, să nu se teamă de nimeni și să spună copiilor că acest Dumnezeu a creat viața și că viața este un lucru mare și că numai el putea să o creeze. Să nu se teamă, nu vă temeți, dragii mei colegi. De cine vă temeți? De el să vă temeți. Să nu îl mărturisiți, mărturisiți-l. Poate că nu, nu, nu veți îndrăzni să o faceți ca mine, dar cei de la liceele creștine să o faceți mai tare decât mine. Mai cu putere, introduceți cuvântul, cuvântul este putere mărturisiți-l pe Dumnezeu. Nu vă fie rușine să spuneți, Iisus Hristos a creat stomacul. Pentru că prin el s-au creat toate lucrurile. El le ține. Prin legile lui stau în picioare astăzi toate lucrurile. Nu vă temeți. De ce vă temeți? Temeți-vă să nu-l propovăduiți. Deci, Veți avea atâta putere dacă veți încerca să faceți acest lucru. Veți avea atâta abilitate, atâtea. Dumnezeu vă va ajuta să predați atât de frumos copiilor. Dumnezeu vă va inspira să vedeți principiile lui de lucru. O să vedeți însușirile lui Dumnezeu, dragostea lui în realizarea lucrurilor. Și atunci veți preda altfel. Vă promit de la mine, din experiența vieții mele, vă promit că nu va mai trebui să spuneți în clasă niciodată liniște. Pentru că Domnul vă va face liniștea. Pentru că Domnul coboară în mijlocul laudelor lui. Dar dacă nu veți face, în roman spune, măcar că l-au cunoscut, nici nu l-au proslăvit, nici nu i-au mulțumit. Unde a mers mintea? Gânduri de șarte. Și asta se întâmplă în învățământul nostru fără Dumnezeu. În toate direcțiile copiii gândesc ca se depărtează. Dar aduceți-l pe Dumnezeu în clasă. În mijlocul laudelor e promisiunea lui Dumnezeu. El se ține, nu scrie, a mers vestea în împlinirea făgăduințelor lui și el ne făgăduiește, ne promite că va fi, va face, ne învață, ne întărește. Din punctul acesta de vedere pot să vă mărturisesc, dragi colegi, și la lumea întreagă. Eu, în prima parte a vieții, am fost o femeie foarte bolnăvicioasă. Toate sunt operată în abdomen cu o mulțime de antecedente din acestea legate de sănătate. După întoarcerea mea, chiar cum scrie acolo, mi-a dat în Biblie, mi-a dat puterea bivolului, pot să spun asta, că nu mă pot plânge, că, n -am, că nu pot să fac ceva, absolut, ce mi se cere, Pot, exact cum scrie, pot tot un Hristos care mă întărește. Deci, poate par forțată, poate par uh, exagerată, par, dar dacă credeți bine, dacă nu, ce să vă zic, eu mă simt foarte fericită că pot să laud pe Domnul. Mă, uh, le spun copiilor, ați venit la o activitate, indiferent că e pregătire, ce-o fia, voi sunteți cum sunteți, da? Nu știu cât de bogați vă simțiți, dar când plecați de la această activitate, cum vă simțiți? Mai bogați sau mai săraci? Deci, îi conștientizezi de îmbogățirea spirituală, sigur și materială, dar acum nu-i cazul despre asta. O mulțumim, sora Maria, pentru mărturia uh, dumneavoastră, care cred că va fi o reală încurajare pentru cei care ne-au urmărit și. Vă mulțumesc că ne-ați arătat cum o pasiune poate să fie o modalitate prin care îl poți exprima pe Dumnezeu. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc și cum totuși aș spune un cuvânt de încheiere. Doamne, cu adevărat, mi-te-ai arătat în cursul vieții. De atâtea ori m-ai scos la liman și ți-am văzut biruința în lucrurile create și în viața mea și a familiei mele. De aceea îți mulțumesc, Doamne, și pentru această oportunitate. De fapt, toate lucrurile le facem doar împreună cu Dumnezeu și se cuvine să-i mulțumim Lui pentru fiecare aspect al vieții noastre. Vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi. Iar vă, dragi telespectatori, până la o nouă emisiune, dincolo de bariere, vă spunem pe curând!